Tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip cu găinile. Aici o găină pe cuibar. N-are niciun ou sub ea. Ăsta e de fals, e din plastic. Uite dacă vreți să vedeți. Din plastic ai. Asta o să sacrificăm după Paște. Pentru că e foarte grea, e foarte grasă și nu poate merge cu cocoșul ăsta care... Cocoșinaua e în cuibar, cocoșinaua e în cuibar. Cocoșul ăsta se bagă în cuibar. În fine. Se bagă în cuibar aici găina asta. Aici niciunul. Sau este unul, nu cred. Acolo Maia stă la umbră. Într-o cușcă provizorie. Trebuie să-i facă tatăl meu o nouă cușcă. Uite cucușul ăsta și se înfoie. Foarte ciudat cucușul. Da, peștelițul ca o clocșteri toată ziua. De dimineață până seara. Dimineața când i-am dat drumul, nu, iar o clocit un pic. Când i-am dat drumul, ea clocește în magazie. O ieșit un pic, adică nu vreau să iasă, o clocit un pic. Și după când a ieșit, nu mai vreau să clocească, nu știu. Dar cloncă ea, e pe aici, cred. Sau, dacă nu s-a dus înapoi. Tu găină, vulturica, vulturica, dă-te vulturica. Are vreo 4 ani vulturica. Susora e la fel, hai, hai. Mai și găina asta, găina de cu chinchina, cocoșul pitic, toate se bagă aici. Scoate, te dă, le dă mai la o parte, poate o vedem pe pestritul, ca dacă nu s-o duce seara să plăcească. Da, că auziți o voce, fratele meu, care se joacă pe aici. Da, o vedeți. Asta, altă găină, care a făcut bube la picioare, dar i-a trecut un cocoș, adică cocoșul. E fratele meu care vrea să-i zic în porta. Da, aici e fratele meu. O să joacă, vrea să se joace pe ce cu găinile. Grăunțele găinilor, uitați aici. Găinile, cotețul. Fratele meu care vrea să joace în apă la găini. Cum băt. Ceea ce e destul de ciudat! Poarta asta care nu stă închisă deloc și mi-e și greu să o închis cu o singură mână. Pestrițul ca s-a întors, l-a clocit sub pungă și o găleată. Bine. Cred că o să aprim și aici o cositoare, dacă mă întrebați, un cărcior. Și o cutie. Pentru că ea clociște în magazie, vedeți cum clociște, e bună cu cloșcă. Face ca cloșcă, face urât. În fine, o să prind și blițul, că... Da, se joacă fratele meu pe aici. În fine, stați un pic. Da, deci asta e. Sper să clocească. Deci da, sper să clocească. Ghiuna și apetică. Fratele meu nu mai este aici. În fine, dar sper să clocească, să scoată și apuiuț, pentru că are 7 ouă, să le clocească să iasă, sper. Pentru că am pus și a doilea incubator și am 39 de pui, pentru că un pui a murit. Am de a... da, și pe pui am scos afară azi. O să vi arăt un pic și pe ei, cred. Ăștia sunt puiuți, i-am scos afară. Ăsta e țarcul, am acoperit pe deasupra să nu vină vreo gaiță. Sunt fratele meu aici. Sunt, da, dar o să vă iară mai bine. În, da, deci o să vă iară mai bine pe pui. În episodul viitor. O să vă iară mai bine. Nu știu prea ce să vă prezint în acest episod, care nu știu cum o să iasă. Sau să facem un episod 2 în 1, să fie și lumea puilor și... Și ceva gen, oricum nici măcar nu știu ce titlu să pun. Nu știu, pe la găini și puișori. Ăsta e și primul, ăsta cred că e un cocoș. Dar pare a pui că e așa, ăsta e altul de normală, ăsta e altul. Este unul de normal care n-are un ochi în suflet, nu poate fi de deformație. Da, este o și pe afară, pe aici, acolo o apică care au murdărit, au murdărit și mai au apă și, în, și înăuntru și au și mâncarea, au mâncarea înăuntru, nu știu dacă mă aud măcar să mă înțeleg.
Da, deci ăștia sunt...